Basilica Sfântului Anton. Padova este orașul Sfântului Anton. Un sfânt iubit și respectat de padovani, chiar dacă activitatea sa a fost de scurtă durată în acest oraș. Moartea sfântului a fost un moment dramatic pentru padovani, dar ei au continuat să-și arate admirația și devoțiunea față de el. Lângă mormântul Sfântului Anton, care era depus în biserica Santa Maria Mater Domini, minunile nu încetau, astfel că padovanii au cerut și au obținut canonizarea lui în mai puțin de un an de zile. Pentru a onora memoria Sfântului Anton, padovanii au construit o bazilică între anii 1232 și 1263, în care s-au făcut, până în anul 1310, diferite modificări structurale. Padovanii numesc această construcție Bazilica Sfântului și nu Bazilica Sfântului Anton, de unde se poate vedea familiaritatea ce s-a creat între Sfântul iubit și padovani. Bazilica este unul dintre cele mai frumoase și vizitate sanctuare din lume. Dacă ne îndreptăm pașii spre lăcașul Sfântului Anton, pornind din marea piață numită Prato de la Valle, primul nostru contact vizual ne atrage atenția și admirația spre impunătoare bazilică dedicată Sfântului. Culoarea caldă roșiatică și complexitatea de stiluri ce se unesc într-un singur edificiu, cel romanic, cel gotic și cel bizantin venețian, ne captează în totalitate și ne atrage atenția ca un magnet. În momentul în care facem primii pași în piața Sfântului Anton, starea sufletului se schimbă spre o dispoziție de întâlnire cu Divinul. În acest loc, rupți de activitate intensă a traficului existent în marele oraș, începem să ne desprindem de toate preocupările lumii exterioare. În centrul fațadei bazilicii, statuia Sfântului Anton este așezată pe un arc de triumf, în centrul căruia se deschide o poartă. Sfântul ne îndeamnă să intrăm, oferindu-ne binecuvântarea sa. Cu emoție dăm curs acestei invitații și la primul pas făcut în interiorul bazilicii, observăm complexitatea arhitecturii. Interiorul bazilicii are forma unei cruci latine cu trei navate și un transept larg. Noi ne aflăm în navata centrală, unde predomina arhitectura de stil romanic, care ne introduce într-un rit. Privim cu admirație zona altarului, ce se află în fața noastră. Acolo domina arhitectura gotică, care ne atrage către înălțimi prin forma arcurilor ascuțite și ne invită de a parcurge toată această distanță de 115 metri cât măsoară în lungime bazilica. Odată ce am intrat în bazilică, am intrat totodată într-o altă realitate, total ruptă de cea exterioară. Suntem desprinși de zgomotul orașului. Toate problemele și grijile cotidiene dispar. Ne învăluie o senzație de pace în care sufletul nostru parcă ar fi atras către cer. Cupolele deasupra capului nostru nu absorb doar sunetul, dar și toată ființa noastră. Acum suntem concentrați spre sufletul nostru și astfel avem dispoziția totală de a-L întâlni pe Dumnezeu prin intermediul Sfântului Anton. Bazilica este concepută pentru a face un pelerinaj în care suntem întâmpinați de Sfânta Maria cu pruncul Iisus, apoi ne însoțește Sfântul Anton în întâlnirea cu mesajul Evangheliei pentru a încheia parcursul în prezența vie a lui Hristos Euharistic aflat în tabernacol. Începutul pelerinajului.
Pornim așadar în acest pelerinaj împreună, îndreptându-ne spre navata din partea stângă. Pe primul pilastru, pictura delicată a Sfintei Fecioare Maria cu pruncul în brațe, numită Madonna del Pilastro, opera lui Stefano da Ferrara din anul 1372, ne întâmpină la începutul acestui pelerinaj. Frumusețea acestei picturi și culorile calde ne atrag atenția spre ochii blânzi ai Sfintei Fecioare. Continuând a ne deplasa spre navata stângă, observăm cum privirea Sfintei Fecioare Maria ne însoțește fără întrerupere. Această privire a Sfintei Maria este privirea unei mame care își menține atenția asupra copilului, gata de a interveni în orice moment pentru a-l salva de orice pericol. Ne învăluie imediat senzația de a fi sub protecția mamei noastre cerești. Sfânta Fecioară Maria din această imagine este numită patroana celor care au probleme cu vederea. Padovanii își manifestă devoțiunea purtând tot timpul flori la picioarele acestui altar. Sfântul Francisc avea o devoțiune deosebită către Sfânta Fecioară Maria, astfel că devoțiunea mariană pe care o întâlnim în această bazilică ne oferă circa 70 de reprezentări cu Sfânta Fecioară Maria. Pentru a deveni mai familiari spiritualității francescane, ne este prezentat fondatorul armatei Maicii Domnului, Sfântul Maximilian Maria Kolbe. Din acest motiv, primul altar din partea stângă îl reprezintă pe Sfântul Francescan ucis în lagărul de concentrare prin înfometare la Auschwitz în anul 1941. Această pictură a fost realizată de Pietro Anigoni în anul 1979. Sfântul Maximilian era condamnatul cu numărul 16.670, care își oferi propria viață în schimbul vieții unui alt prizonier care trebuia să moară. Totul se datora unei reguli din lagăr, ce prevedea moartea 10 prizonieri pentru fiecare prizonier evadat. Maximilian moare după 2 săptămâni de agonie, lăudându-l pe Dumnezeu prin rugăciuni și cântece, timp în care a fost lipsit de mâncare și băutură. Pentru a grăbi decesul sfântului, călăii i-au administrat o injecție, după care i-au ars trupul lipsit de viață și i-au împrăștiat cenușa. Sfântul Maximilian este numit martirul carității, pentru că a pus în valoare exemplul creștin de a-și da viața pentru aproapele. În imagine, observăm cum sufletul sfântului părăsește trupul lipsit de viață și este pe punctul de a primi cele 2 coroane din partea Sfintei Fecioare Maria, coroana albă, care este simbolul carității, și cea roșie, care este simbolul martirului. Pe cel de-al 2-lea pilastru este reprezentată Sfânta Fecioară Maria, care îl adoră pe pruncul Iisus, aflându-se între Sfinții Ioachim și Ana. Fresca a fost realizată de Jacopo Parisatti da Montagnana în anul 1494. Ne oprim în fața acestei imagini pentru a face o scurtă observație. În trecut, majoritatea persoanelor erau analfabete, astfel că artiștii trebuiau să fie foarte preciși în operele lor, deoarece acele opere erau cărțile epocii. În baza acestor opere, care trebuiau să fie cât mai clare și citețe, se putea face o adevărată lectură și cateheză. Prin faptul că o observăm pe Sfânta Fecioară Maria în adorație, în fața pruncului lipsit de haine, autorul vrea să ne transmită că în pruncul Iisus sunt 2 naturi,
cea divină și cea umană. Sfânta Maria adoră divinitatea lui Isus, în timp ce umanitatea este reprezentată prin goliciunea trupului. În acest mod, creștinului îi era foarte ușor să înțeleagă că în Isus, care este a doua persoană divină, sunt prezente două naturi, cea umană și cea divină. După ce am parcurs această distanță, cu siguranță am observat prezența multor morminte și monumente funebre, iar pe tot parcursul nostru vom observa multe altele. Acest lucru ne indică că cimitirile creștine se aflau în biserici și în zonele apropiate bisericilor. La începutul istoriei umanității, locurile de mormântare erau numite necropole, un termen grecesc care înseamnă orașul celor morți. Cu începutul creștinătății, acest termen a fost substituit de termenul cimitir. În baza semnificației grecești a cuvântului cimitir, care înseamnă locul de odihnă a celor adormiți, noi creștinii avem speranța în promisiunea Mântuitorului că vom învia din morți la venirea sa. Prin faptul că un creștin așteaptă ziua învierii, mormântul său era poziționat în biserică, locul în care această promisiune era și este proclamată în toate celebrările. În anul 1804, cu edictul de la Saint-Cloud, emis de Napoleon Bonaparte și extins mai apoi în Italia în anul 1806, se prevedea îngroparea morților departe de zonele locuite, pentru motive igienice sanitare. Astfel, toate bisericile construite înainte de 1800 adăpostesc mormintele creștinilor. Aceste morminte rămân prezente în biserici deoarece fac parte din istorie. În momentul în care se fac restaurări, toate osemintele găsite în morminte sunt traslocate în cimitire. Mormântul Sfântului Anton. Continuând parcursul nostru, ne oprim pentru câteva momente în fața capelei Sfântului Anton, pentru a observa frumusețea și pentru a înțelege simbologia și încărcătura spirituală. La sfârșitul acestei prezentări, vom intra în capelă pentru a-l întâlni pe Sfântul Anton care ne așteaptă. La început, această capelă a fost realizată în stil gotic, reflectând imaginea capelei Sfântului Iacob, care se află de cealaltă parte. Cu trecerea timpului, umiditatea și fumul de la lumânări au redus această capelă la un aspect neprimitor. Din acest motiv, capela a fost refăcută utilizând doar marmură, un material care nu este supus ruinării. Fapt dovedit că după 500 de ani, acest loc a rămas la fel de frumos și primitor ca la începutul realizării proiectului. Acest spațiu, dedicat Sfântului Anton, este recunoscut la nivel mondial ca fiind cea mai bogată construcție din marmură realizată pentru arca unui sfânt. Construcția renascentistă a fost realizată într-o perioadă lungă de timp, de circa un secol, începând cu anii 1500. Arhitectura sacră este funcțională cu experiența mistică pe care o au persoanele care intră. Mistica nu constă în faptul de a o vedea pe Sfânta Maria, dar de a avea o experiență cu o persoană sau cu un obiect religios. Înseamnă întâlnirea cu ceea ce este credința ta. Această capelă este celebrativă, prin faptul că mormântul Sfântului Anton este o arcă, adică un mormânt înălțat la un anumit nivel. Aceste morminte indicau prezența unor personaje importante pentru poporul din acea epocă, ce erau celebrați ca și eroi.
Sfântului Anton i-au rezervat aceeași onoare. Mai mult decât atât, au utilizat marmura verde de Tesalia, din Grecia, care din secolul al III-lea era utilizată pentru mormintele regilor, împăraților și celor de rang imperial. Observăm cum întreaga capelă este îmbrăcată în marmură de Carrara, de culoare albă, cu inserții de marmură de Porfido, de culoare roșie, și de marmură de Tesalia, de culoare verde. Aceste trei culori reprezintă cele trei virtuți teologale. Albul este credința, roșul este caritatea și verdele este speranța. Această simbologie ne arată că suntem în prezența unui loc de credință activă, care duce spre renovarea vieții interioare a celui care intră în acest spațiu. Rolul lui Anton este dublu. El este prezent pentru a ne asculta și pentru a ne instrui. Anton ne ascultă în tăcere, căci acea lastră verde al arcei se află la nivelul cuvintelor pe care le exprimăm. Ea a fost atinsă de milioane de mâini și va fi atinsă și de noi. Anton ne instruiește, căci în imaginile din cele 9 bazoreliefuri ne este transmisă învățătura asupra valorilor pe care suntem chemați să le trăim. În aceste bazoreliefuri sunt prezentate 8 minuni, cu excepția primului care reprezintă intrarea Sfântului Anton în rândul fraților francescani, atunci când din frate augustinian devine frate francescan. Cele 8 minuni reprezintă intervenția lui Anton în dimensiunea fundamentală a vieții, căci viața noastră este compusă din afecțiune, economie, dreptate și credință. Afecțiunea este cea de care avem nevoie și pe care o obținem în familiile noastre. Sunt atâtea probleme în familiile noastre, așa după cum erau și în timpul vieții Sfântului Anton. De aceea, ne sunt prezentate mai multe minuni pe această tematică. Violența. Un bărbat se înfuria foarte des și își bătea mai tot timpul soția. Într-un exces de furie, vrea să-și lovească soția cu un cuțit, dar intervine Sfântul Anton, care îi blochează brațul. Bărbatul se căiește și decide să-și schimbe comportamentul. Prin această minune, Sfântul Anton nu numai că împiedică violența, dar restabilește pacea în familie. Infidelitatea. Un bărbat își acuză soția de infidelitate și nu vrea să-și recunoască copilul nou născut. La intervenția lui Anton, pruncul, vorbind ca un copil de 10 ani, își recunoaște tatăl, confirmând astfel fidelitatea acelei femei. Sfântul Anton îi cere bărbatului să dea dovadă de respect și să se comporte ca un tată de familie. Prin această minune, Sfântul Anton nu numai că salvează demnitatea familiei, dar restabilește încrederea între soți. Lipsa respectului față de părinți. Un băiat spovedește păcatele în fața Sfântului Anton, printre care se acuză de a-și fi lovit mama cu piciorul. Sfântul, după cum îi era obiceiul, folosește cuvinte aspre de dojană, care mișcă sufletul tânărului. Sfântul îi spune că este mai bine să-și taie piciorul decât să-și lovească părinții. În baza cuvintelor Sfântului, tânărul își tăie piciorul. Mama tânărului cerui intervenția lui Anton, care se prezentă la fața locului și realipi piciorul tânărului. Prin această minune, Sfântul Anton nu vindecă doar piciorul, ci restabilește buna relație dintre copii și părinți. Avem alte 2 bazoreliefuri cu 2 minuni în care Sfântul Anton readuce la viață un copil și o tânără înecată. Acestea reprezintă 2 etape esențiale ale vieții, copilăria
și adolescența. Aceste persoane fragile și-au pierdut viața din cauza neatenției familiei. Aceste două persoane sunt înecate într-un sistem familiar, în propriile afecte, ceea ce noi numim familii foarte închise, care nu reușesc să ajute noile generații de a se integra și de a merge înainte. Prin aceste minuni, Sfântul Anton atrage atenția asupra fragilității și atenției familiare de care au nevoie copiii și adolescenții. Dreptatea este modul cinstit în care suntem chemați să trăim în adevăr, dând dovadă de respect față de aproapele. Această minune ne arată cum Anton, prin intermediul Providenței, știa că tatăl său se afla în închisoare, fiind închis pe nedrept. Tatăl lui Anton era acuzat de uciderea unui tânăr, a cărui cadavru a fost găsit îngropat în grădina sa. Anton se deplasează într-o singură noapte, circa 2000 de kilometri, pentru a-i cere judecătorului să facă dreptate. Anton, pentru a demonstra inocența tatălui său, cere tânărului ucis să reînvie și să indice care era adevăratul criminal. După mărturia tânărului, tatălui Anton este eliberat, iar adevăratul ucigaș este întemnițat. Prin această minune, Anton ne arată că toți avem dreptul să ni se facă dreptate. Economia este cea care ne asigură un trai decent pe acest pământ. Anton interzice ritul înmormântării în biserică a unui avar, indicând că locul de înmormântare trebuie să fie locul în care sunt înmormântați câinii, deoarece sufletul său este pierdut. Anton se justifică spunând că inima avarului se află în lada în care își ținea bogățiile și nu în piept. Acest fapt a fost confirmat de chirurgi care au putut constata cele afirmate de Sfânt. Astfel, mormântarea a decurs după cum a indicat Sfântul Anton. Prin această minune, Sfântul Anton ne demonstrează că suntem administratori ai bunurilor, căci acestea nu le putem purta cu noi în lumea cealaltă. De aceea să folosim bunurile nu doar pentru nevoile noastre, ci și ale aproapelui. Credința este cea care construiește prietenia cu Dumnezeu. Dumnezeu ne va primi în casa sa la sfârșitul vieții noastre, numai dacă putem demonstra că suntem prietenii săi. Un eretic, ce se numea Aleardino, aflat la un banchet, auzea vorbindu-se tot timpul de minunile Sfântului Anton. El a afirmat că va crede și că se va întoarce la credința creștină doar dacă va rămâne intact paharul pe care îl va arunca de la fereastră. Astfel, paharul rămâne intact chiar dacă a căzut pe o stâncă. Aleardino se convertește și înmânează paharul fraților franciscani. Prin această minune, Anton ne demonstrează că fără credință suntem pierduți. După ce am înțeles învățătura Sfântului, ne putem apropia de el, urcând cele trei trepte care ne despart de mormântul său. Urcând cele trei trepte înseamnă că intrăm într-un alt ambient, unde se respiră acest aer al învățăturii Sfântului. Bogata arhitectură cu cei 12 pilaștri, care ne poartă spre înălțimi, ne dau impresia unei păduri în care intrăm și respirăm un aer purificator încărcat de spiritualitatea evanghelică. La baza pilaștrilor, bazoreliefurile pe care le vedem fac referință la izvoare. Apa este aducătoare de viață și menține viața, așa după cum acest loc este ca apa spirituală care potolește setea sufletului. Intrăm cu reculegere în capela Sfântului, îndreptându-ne ușor pașii către lastra verde ce se află în spatele arcei Sfântului, pe care am admirat-o din fața capelei.
Această lastră verde îl desparte pe Sfântul Anton de toți pelerinii ce se prezintă cu devoțiune. Așteptăm rând, tăcuți și răbdători, până ne vine rândul de a atinge cu mâna lastra verde, încercând acel contact special cu Sfântul. Această atingere produce de multe ori minuni misterioase, de la acceptarea vieții cu problemele ei, la lucrurile care par imposibile puterii omenești, deschizând în inimile pelerinilor speranța și încrederea în Dumnezeu. Sfântul Anton a fost declarat doctor al Evangheliei în anul 1931 pentru a-i recunoaște capacitatea de a predica esența Evangheliei. Pe tavanul capelei avem două fraze rostite de Iisus. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Această capelă devine portul sigur, locul unde te poți renova prin intermediul credinței, pentru a putea cere haruri, așa după cum spune cea de-a doua frază. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Aici este toată cererea harurilor care te întărește pentru a reporni din nou în călătoria vieții navigând. Problemele rămân aceleași. Atunci, ce se schimbă? Se schimbă persoanele prin intermediul acestui contact cu Sfântul Anton, cu această simbologie sfântă, care sunt resursele sufletului. Lumânările nu pot fi aprinse și de aceea sunt dăruite. Această ofertă este transformată în ceară lichidă, care menține lumânările aprinse în toate locurile din bazilică. Putem înțelege această transformare dacă ne gândim la fumul lumânărilor ce ar putea reduce bazilica la un aspect urât. Capela Madonna Mora. Mora, în dialect, înseamnă frumoasă. Numele face referire la statuia din piatră policromă ce o reprezintă pe Sfânta Fecioară Maria cu pruncul în brațe, realizată de Rinaldino în anul 1396. Această capelă este dedicată Sfintei Maria, deoarece este singura structură rămasă din vechea biserică Santa Maria Mater Domini. Biserica Santa Maria Mater Domini era mult îndrăgită Sfântului Anton, deoarece era locul în care își petrecea cea mai mare parte a zilei, îngrijind sufletele credincioșilor. Sicriul Sfântului Anton a fost depus la baza acestui altar gotic, unde a stat pentru 32 de ani, din anul 1231 până în anul 1263. În anul 1263, fiind finalizată construcția bazilicii, trupul Sfântului a fost mutat în centrul bazilicii, în dreptul cupolei centrale. În anul 1310, cu ocazia capitolului general, mormântul Sfântului Anton a fost transferat din centrul bazilicii în capela gotică din brațul stâng al transeptului, unde se află și în prezent. Capela Luca Beludi. Această capelă a fost pictată de Giusto de Menaboi în anul 1382. În mod principal, picturile reprezintă episoade din viața și martirul Sfinților Apostoli Filip și Iacob cel Mic. Capela se numește Luca Beludi deoarece adăpostește osemintele fericitului. Arca fericitului Luca Beludi se află în altarul din centrul capelei. Fericitul Luca Beludi este invocat în mod special de către studenți pentru reușită la examene. Luca Beludi a fost un discipol și prieten al Sfântului Anton. În partea din partea stângă al arcei se află o imagine cu orașul Padova
din anul 1382, când bazilica se afla în afara zidurilor orașului. Această imagine descrie minunea eliberării orașului Padova prin intervenția Sfântului Anton. Evenimentul a avut loc în timpul lui Ezzelino da Romano, în timp ce delegatul pontifical era la porțile cetății pentru a elibera orașul de sub dominarea acestui tiran. Sfântul Anton a transmis fraților printr-o voce ce ieși din arca sa că a obținut din partea lui Dumnezeu harul de a elibera orașul Padova la 8 zile de la sărbătoarea sa și că orașul se va afla sub protecția sa. Acest mesaj a fost transmis imediat padovanilor și, într-adevăr, după 8 zile, faptele au avut loc după cum spusese Sfântul. Capelele radiale dedicate sfinților. Deambulatoriul a fost creat cu două scopuri, pentru deplasarea pelerinilor și pentru celebrarea sfintelor liturghii, astfel că pelerinajele puteau decurge într-o bună manieră. În anul 1310, mormântul sfântului a fost mutat din centrul bazilicii în capela laterală din partea stângă, deoarece pelerinii erau într-o continuă mișcare la mormântul Sfântului Anton și deranjau celebrările sfintelor liturghii, care aveau loc la altarul principal. Astfel că pelerinii, odată ce intrau pe poarta laterală din partea stângă, pentru a ajunge la mormântul Sfântului, își puteau continua deplasarea prin spatele altarului către căile de ieșire din partea dreaptă, fără a deranja Sfânta Liturghie ce se celebra la altarul principal. În spațiul din spatele altarului, în deambulatoriu, sunt 9 capele radiale, care erau utilizate de grupurile de pelerini veniți din întreaga lume. Astfel, pelerinii aveau ocazia de a participa la sfintele liturghii celebrate în diferite limbi și la diferite ore din zi. Astăzi, sunt rezervate alte capele care au această funcțiune. Aceste 9 capele radiale sunt dedicate diferiților sfinți și diferitelor națiuni. Începând din partea stângă, avem Capela Sfântului Iosif, Capela Sfântului Francis de Assisi, Capela Austro-Ungară, Capela Poloneză, Capela Relicviilor, Capela Sfântului Ștefan, Capela Germanică, Capela Americană și Capela Binecuvântărilor. Majoritatea picturilor din aceste capele au fost realizate la începutul anilor 1900 și reprezintă secvențe din viața sfinților a căror este dedicată capela. În parcursul nostru ne vom îndrepta atenția asupra 2 capele mult îndrăgite pelerinilor, Capela Relicviilor și Capela Binecuvântărilor. Capela Relicviilor. Ne aflăm într-o capelă frumoasă de stil baroc, opera marelui arhitect Parodi, ce datează din secolul al XVII-lea. Vedem câteva statui de marmură, Sfinții Francisc și Bunaventura, iar în mijloc 4 statui, ce reprezintă credința, penitența, umilința și caritatea, iar deasupra lor, în glorie, se află Sfântul Anton. Celelalte opere sunt făcute din stuc și gips. Înainte de a ne opri asupra câtorva din cele 100 de relicvii, obiecte devoționale sau istorice, de care suntem invitați a ne apropia parcurgând traseul indicat, putem observa în partea stângă 2 cutii din lemn. În acele cutii de lemn au fost conservate resturile pământești ale Sfântului Anton. Cutia cea mai supusă ruinării este primul sicriu, în care a fost depus corpul Sfântului în anul 1231. Cea de-a 2-a cutie datează din anul 1263.
când Sfântul Bonaventura a traslocat corpul Sfântului din capela Madonna Mora în centrul bazilicii, moment în care a găsit limba Sfântului Anton intactă. Sfântul Bonaventura a repoziționat resturile Sfântului Anton în acest nou sicriu, învăluit în materialele pe care le vedem expuse în vitrinile alăturate, punând sigilările care nu au fost atinse până în anul 1981. În anul 1981, cu ocazia împlinirii a 750 de ani de la moartea Sfântului Anton, sicriul va fi deschis din nou. Cu această ocazie, trupul Sfântului Anton a fost repoziționat într-un sicriu din cristal, moment în care a fost descoperit și aparatul vocal intact. Ne îndreptăm atenția către 5 din cele 100 de relicvii aflate în cele 3 vitrine, care merită o scurtă analiză. Observăm în centrul capelei haina francescană pe care o purta Sfântul Anton și care a fost extrasă din sicriu în anul 1981. A fost refăcută în mare parte, iar reconstituirea a durat circa 3 ani. După cum se poate observa, haina Sfântului a fost recompusă ca un puzzle, deoarece materialul hainei era de slabă calitate și astfel supus ruinării. Această haină era haina săracului din acea epocă, făcută din păr de capră și lână de oaie. Urcând treptele din partea stângă, în prima vitrină putem zări un pahar din sticlă. Acel pahar este miraculos și este reprezentat în bazorelieful din capela mormântului Sfântului Anton. Acest pahar a căzut pe o stâncă și a rămas intact prin intervenția Sfântului pentru a readuce la credința adevărată un eretic. În partea centrală din a doua vitrină, 3 relicvii suprapuse atrag atenția noastră. În relicvarul cu formă de bust se găsește mandibula Sfântului Anton. Acest relicvar a fost oferit de cardinalul francez Guido, delegatul pontifical al papei Clement al VI-lea, deoarece a fost vindecat în mod miraculos de artroză prin intervenția Sfântului Anton. În următorul nivel, din partea de jos, suntem în prezența unui miracol viu descoperit la 32 de ani după moartea Sfântului. Limba Sfântului Anton a fost descoperită intactă și de culoare roșie de Sfântul Bonaventura, care ținând-o între mâini exclamă: "Iată limbă binecuvântată, care întotdeauna l-ai binecuvântat pe Dumnezeu și ai făcut și pe alții să-l binecuvânteze, acum se vede câte merite ai obținut din partea lui Dumnezeu." Limba și-a schimbat culoarea după cel de-al doilea război mondial, când frații au ascuns-o sub pământ pentru 3 ani de zile. Medicina nu-și poate explica existența limbii intacte, căci limba este un mușchi care ar trebui să dispară complet la câteva luni după moartea unei persoane. Astfel se explică și existența acestei capele. Căci dacă limba Sfântului este un miracol, de ce să-l ținem ascuns? Nu trebuie arătat tuturor? Ultima relicvă, asupra căreia ne îndreptăm atenția, este în următorul nivel de jos, unde putem observa aparatul vocal al Sfântului Anton. Medicina din 1981 a identificat între resturile Sfântului Anton aparatul vocal intact. Sigur că medicina din 1263 nu putea face această distinție. Acesta este un alt miracol, căci la fel ca și limba, ar fi trebuit să se dizolve și să nu rămână absolut nimic. Dumnezeu a dorit ca prin menținerea intactă a limbii și al aparatului vocal a Sfântului Anton să ne demonstreze că acest sfânt reușea să-l transmită pe Dumnezeu prin modul său de a vorbi,
convertind și cele mai duri inimi. Capela Binecuvântărilor. Viața comportă multe probleme și necazuri, iar noi căutăm rezolvarea lor. Nu știm cum să procedăm, iar cu o ultimă speranță ajungem tocmai în fața lui Dumnezeu. Această capelă ne oferă un răspuns asupra acestei realități. Putem observa falimentul și durerea prin imaginile pe care le avem în fața ochilor, care au fost realizate de Pietro Anigoni între anii 1981 și 1983. În imaginea din partea stângă vedem falimentul Sfântului Anton, când Anton merge la Rimini pentru a predica, însă erezia a pătruns în inima acestui oraș, astfel că nimeni nu voia să-l asculte. Sfântul, cu durere în suflet, se îndreaptă către râu și predică peștilor, care erau dispuși să-l asculte mai mult decât ereticii. În imaginea din partea dreaptă, vedem cum Sfântul Anton se prezintă în fața unui tiran pentru a cere eliberarea unui prizonier. Tiranul, îmbrăcat în roșu, simbol al sângelui vărsat, uimit de curajul Sfântului Anton de a-l înfrunta, se înclină asupra lui. Sfântul are Biblia închisă, așa cum este și inima tiranului, care nu permite cuvântului lui Dumnezeu să se deschidă în fața lui și să-i pătrundă în inima. Tiranul are sufletul întunecat de prezența diavolului, care stă în spatele lui și care îi sugerează ce să facă. În imaginea din fața noastră îl vedem pe Iisus crucificat, propriu în momentul în care își dă ultima suflare pentru a asigura mântuirea noastră. Acest aer de tristețe care se respiră în acest ambient exprimă foarte bine suferința de care avem deseori parte în timpul vieții. Dar în această durere, speranța începe să-și facă simțită prezența, căci Dumnezeu este miracolul vieții care face să renască totul. Astfel că Iisus mor pe cruce, va reînvia în cea de-a treia zi. După ce Sfântul Anton începe a predica peștilor, ereticii se convertesc în fața miracolului văzut. Tiranul Ețelino, la un an de zile după confruntarea cu Anton, face acest favor Sfântului și eliberează prizonierii. Toată tristețea pe care am simțit-o la început se transformă astfel în speranță. Ca orice pelerin, cu multă credință și speranță în ajutorul divin, ne plecăm genunchii și așteptăm binecuvântarea fratelui francescan care este prezent în fața noastră. Chiar dacă nu înțelegem în ce limbă ne vorbește, știm că acele cuvinte conțin tocmai cererea noastră către Dumnezeu. Ascultăm această binecuvântare a fratelui francescan. Prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dăruiască pace și sănătate. Această binecuvântare să vă însoțească și să o transmiteți celor prezenți în casele și în familiile voastre. Să vă binecuvânteze Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Capela Sfântului Iacob. În timpul Evului Mediu existau trei locuri importante unde se puteau obține indulgențe pentru propriile păcate: Țara Sfântă, Roma și Santiago. Țara Sfântă, pentru că este locul în care a trăit și a murit Iisus. La Roma, pentru că este mormântul Sfântului Apostol Petru. Și la Santiago de Compostela, pentru că este mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare. Din motiv că Bazilica Sfântului Anton a devenit un punct central de pelerinaj,
i-a fost dedicată o capelă Sfântului Apostol Iacob cel Mare. În anul 1370, Altichiero da Cevio, împreună cu Jacopo da Vanzo, pictează această capelă gotică. În partea superioară, în lunete, este prezentată istoria Sfântului Iacob în baza legendei Aureia, scrisă de Iacob de Voragine. Iar în partea inferioară, înglobată în trei arcade, observăm reprezentarea crucificării lui Isus. În această reprezentare a crucificării ne este prezentat evenimentul petrecut acum 2000 de ani, dar personajele din scena crucificării sunt înveșmântate în ținuta epocii, ale anilor 1370. Imaginea ne introduce într-o realitate prezentă, căci în fața noastră se prezintă doar jumătate din scenă, deoarece noi reprezentăm cealaltă jumătate. Suntem invitați de a face o reflexie asupra vieții noastre și a vedea unde ne aflăm, din care grup de persoane facem parte. Ne aflăm între personajele care își exprimă profund durerea, cum ar fi femeile care plâng. Ne aflăm între cei care sunt indiferenți, cum ar fi soldații care joacă zarul pentru a decide cui va aparține haina lui Isus. Sau ne regăsim între cei care l-au crucificat pe Isus, cum ar fi soldații. Nu suntem doar spectatori ai acestei scene, deoarece știind modul nostru de viață, cu siguranță putem identifica grupul din care facem parte. Poate în fața acestei scene decidem să facem o schimbare în viață și să schimbăm grupul care ne reprezintă. Capela Sfântului Sacrament. Această capelă a fost edificată pentru a adăposti corpul marelui erou Gattamelata. În decursul anilor a suferit diferite modificări. În anul 1651 este transformată în capela Sfântului Sacrament, iar forma actuală a fost dată de Ludovico Poliaghi între anii 1927 și 1936. Toată simbologia ne poartă către Hristos Euharistic. În mozaicul din fundal este reprezentat un soare. Așa după cum soarele schimbă culoarea pielii unei persoane, dacă se expune pentru o anumită durată de timp în bătaia razelor lui, tot la fel se întâmplă cu sufletul unei persoane care se oprește în prezența soarelui euharistic. În prezența euharistiei, sufletul își schimbă culoarea, căci este transformat la prezența lui Isus. Culoarea pe care o primește sufletul este iubirea, pacea, bunătatea și multe alte haruri. Dacă vrem să avem un suflet frumos, trebuie să ne obișnuim de a frecventa acest loc. Totul depinde de noi, de timpul nostru, căci El, Dumnezeu, este tot timpul la dispoziția noastră. Altarul principal. După acest parcurs spiritual, ultima oprire trebuie să fie în fața altarului principal. Dacă suntem pelerini, atunci suntem invitați să participăm la una din numeroasele sfinte liturghii pentru a-L primi în mod real pe Dumnezeu în sufletul nostru. Această hrană spirituală ne va da puterea de a purta cu seninătate în continuare crucea, adică problemele și suferințele noastre. Merită să alocăm puțin din timpul nostru pentru a admira frumusețea altarului principal. Vom face o scurtă reflexie asupra câtorva din cele 30 de opere a lui Donatello, unde, începând din anul 1446, a lucrat pentru circa 10 ani de zile.
toate operele lui Donatello au fost reunite în acest altar proiectat de Boito în anul 1895. Donatello a ajuns la Padova la cererea familiei lui Gattamelata pentru a realiza acea statuie ecvestră ce se află în piața Bazilicii și care îl reprezintă pe eroul Padovei. Donatello a început să lucreze și pentru frații francescani, datorită lui Bernardin de Siena, care a predicat în perioada postului mare al anului 1443 la Padova, iar oferta lăsată de credincioși a servit pentru realizarea crucifixului, după care artistului i-au fost cerute multe alte opere. Aceste opere rafinate, realizate în bronz de Donatello, îți taie respirația prin profunditatea, perfecțiunea și explozia de energie pe care o transmit. În aceste opere putem observa profunditatea în modul artistului de a lucra milimetri. Observăm perfecțiunea în reprezentarea formelor trupului, în mod special al corpului lui Iisus crucificat. Și putem observa explozia de energie în cei patru evangheliști, care nu pot fi întreținuți în cornicea în care au fost încadrați. Chiar dacă ne aflăm la o distanță respectabilă față de aceste opere, reușim să dăm o justă interpretare. În fața noastră se deschide un discurs coerent, fie în gesturi simbolice, cât și liturgice. În centru, la baza crucii, observăm statuia Sfintei Fecioare Maria, care se află în mișcare. Donatello o surprinde pe Sfânta Maria în momentul în care se ridică de pe tron și îl oferă cu brațele întinse pe pruncul Iisus. Această ofertă este realizată deasupra unui altar eucaristic, unde în mod sistematic Iisus este oferit în orice moment din zi. Acest prunc, odată crescut, își oferă viața pentru alții, așa după cum este reprezentat în crucificarea din spatele statuii. Alături de această operă a divinității, avem reprezentarea a șase sfinți, prezentați fără aureolă. Prin faptul că umanismul dă o atenție deosebită asupra persoanei umane, acești sfinți descriu istoria ordinului franciscan prin prezentarea a trei sfinți francescani, Sfântul Francisc, Sfântul Anton și Sfântul Ludovic d'Angio. Și totodată descriu istoria orașului Padova prin reprezentarea a trei sfinți patroni ai orașului, Sfânta Justina, Sfântul Daniel și Sfântul Prosdocimo. În acest altar sunt reprezentate alte patru minuni ale Sfântului Anton, cei patru evangheliști, un adevărat cor de îngeri și alte opere. În spatele altarului, ascuns privirii noastre, este depoziția lui Iisus, care este ultima opera a lui Donatello, în care el sacrifică forma în favoarea expresiei. Donatello, cu această operă, se eliberează de formele lineare. Persoanele se topesc de durerea pe care o poartă în interior. Durerea persoanelor care îl înconjoară pe Iisus este incredibilă. Această operă este o adevărată capodoperă a expresionismului. Ne aflăm în fața multor alte opere, asupra cărora nu ne oprim în descrierea noastră. În fața acestei arte, care îmbracă o profundă spiritualitate, putem asculta cu devoțiune o sfântă liturghie, dacă avem la dispoziție timpul necesar. Dacă nu suntem pregătiți pentru a-L primi pe Hristos în Euharistie, avem posibilitatea să ne apropiem de scaunul spovezii ce se află
în penitențeria din curtea Manoliei. Penitențeria. Poarta de lângă sacristie ne introduce în curtea Manoliei, unde se află magazinul de obiecte religioase și penitențeria. Acest loc se numește Curtea Manoliei, pentru că în centrul ei se află o manolie ce are peste 200 de ani. În anul 1492, când a fost descoperită America, frații francescani au adus o manolie pe care au plantat-o în această curte. Manolia pe care o vedem este puiul acelui copac. Tot de aici putem admira arhitectura exterioară a bazilicii și cu siguranță atenția noastră este cucerită de acel înger aurit care se rotește în bătaia vântului. Îngerul este așezat pe cupola conică ce ne poartă cu gândul la cupola de la Sfântul Mormânt, care simbolizează înălțarea lui Iisus la cer. Dacă dorim să ne spovedim, intrăm în penitențerie, unde putem observa scaunele de spovadă pe ambele laturi. Scaunele de spovadă, care au aprinsă o luminiță verde, ne indică prezența confesorului și astfel putem intra. Dacă vedem aprinsă o luminiță roșie, înseamnă că în acel moment este deja o persoană ce se spovedește în interiorul acelui confesional. La intrarea în confesional putem vedea afișată limba pe care o vorbește confesorul. De multe ori trebuie să așteptăm, iar așteptarea este un lucru bun, căci ne oferă posibilitatea de a face un examen de conștiință. Ne poate ajuta și imaginea din fața noastră făcută de Anigoni. Această imagine îl reprezintă pe tatăl, care își îmbrățișează fiul risipitor, oferindu-i cu multă iubire iertarea sa. Această imagine reflectă imaginea unei persoane ce se spovedește, căci prin acest sacrament se primește iertarea plină de iubire a Tatălui Ceresc. Câteva informații utile. La biroul de informații putem cere anumite detalii, cum ar fi obținerea unui ghid, diferite mostre la care putem avea acces și care sunt un izvor de spiritualitate, informații cu privirea anumitor celebrări, cum ar fi prima duminică din luna februarie, când se celebrează o sfântă liturghie pentru cei care nu pot avea copii. Dacă dorim, la final, putem lua o sticluță de apă binecuvântată din sacristie. Putem cere de asemenea în celebrarea unei sfinte liturghii pentru o intenție de-a noastră. Putem procura o amintire din magazinul din curtea Manoliei sau din buticurile din exteriorul bazilicii. Concluzie. Sfinții sunt frații noștri mai mari care ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu, iar pelerinajul pe care l-am făcut are rolul de a ne întări în credință și a strânge o legătură mai puternică cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!